Aproape 100 de reprezentanți ai etniei rome din Giurgiu l-au întâmpinat vineri pe regele internațional al romilor, Dorin Cioabă. Întâlnirea a avut ca scop înființarea unui partid de dreapta numit Partidul Alianța Democrată a Romilor. Evenimentul, ce s-a desfășurat în sala mică a Teatrului Tudor Vianu, a debutat cu intonarea imnului partidului și prezentarea oaspeților. Președintele fondator al partidului ADR, Dorin Cioabă, a ținut să le mulțumească tuturor celor prezenți în sală și, printr-un discurs, i-a sfătuit pe aceștia că trebuie să ia exemplul etnicilor maghiari. Dorin Cioabă le-a prezentat romilor din Giurgiu principalele obiective ale viitorului partid pe care dorește să le pună în practică imediat ce acesta se va înființa. De asemenea, regele romilor i-a îndemnat pe oameni să nu se mai lase păcăliși să fie uniți. Este momentul ca noi să ne ajutăm pe noi. Eu am venit cu mesajul acesta. Nu mai vrem să fim milogii nimănui, ci vrem să arătăm, putem și noi, odată, pentru totdeauna, să arătăm întregii comunități că putem să ne descurcăm singuri. Și știți cum? Organizându-ne. În momentul când ne-am organizat, transmitem mesaje către toate partidele, transmitem mesaje către toată lumea și aceste mesaje vin să spună, dom'le, romii, nu le mai putem lua voturile. Inițiativa lui Dorin Cioabă este salutată și de romii giurgiuveni, care spun că își doresc ca acest partid să funcționeze și astfel cineva să lupte și pentru drepturile lor. Am o părere foarte bună, n-am fost invitat, doar am auzit că bine domnul Cioabă aici, îi cunosc personalitatea, l-am urmărit, este un om foarte bun, foarte sufletist. Chiar prin evenimentele care au trecut, a avut o apreciere din partea mea pentru că a fost solidar cu oamenii de rând. Este o inițiativă bună, o apreciez, îi doresc succes. Am auzit de acțiunile care el le întreprinde pentru comunitatea romă la nivel național. Eu sper ca, dincolo de aspectul politic, să fie cel practic de a se apropia de toate nevoile comunităților. Până în prezent, Partidul Alianța Democrată a Romilor are filiale deschise în 18 județe. În urma întâlnirii de vineri au început înscrierile și pentru constituirea organizației de la Giurgiu.